când ești singur, trebuie să încerci de toate. Adică la faptul că am ceale rupte, mâinile scântite, două operații și tot așa mai departe, eu mă simt un norocos. ce mm -hmm. Mă duceam, scriam pe YouTube, antrenamente, porta. Luam două mingi, săream singur, făceam tot singur, deci eram un fel de... Eu pe mine mă antrenam, știi? Cineva e mai bun în viteză, da? Cineva e mai tehnic, cineva e mai gânditor. Sunt careva abilități în dar dacă nu știa le dezvolta, atunci tu rămâi unde ești. Moka nesalveja. Moka mm -hmm. ir norintai - šiandien du elementai - kei, asctiesli, as potipasim. Prieiteni, salut ir bine atvenit laukiant naujų live epizodų su Olga Manciu. O sa. Să... Fiu foarte recunoscătoare dacă o să susțineți acest uh, episod cu un like, cu un share, dacă o să urmăriți acest canal de YouTube și desigur că să nu uitați că undeva aici jos este butonașul thanks pe care puteți să ne susțineți. Astăzi uh, îl am uh, alături de mine pe Vasile, că așa ne-am înțeles să vorbim, pentru Vasile. că e mai prezentabil da. și o să încep discuția cu tine așa cum o încep cu fiecare invitat aici pe canapea. De ce ai plecat de acasă? O întrebare saltare, în primul rând. <laughs> Mai luat așa pe sus din primă. Apoi așa. Deci, a plecat de acasă, în principiu, e ușor. Uh -huh. ți a luat bilet, ai plecat. Dar eu am plecat acasă. Am plecat acasă pe când era bine acasă. Uh -huh. Și de multe ori mă întreb pe mine, sau de fapt m-am întrebat mai înainte de a pleca, ce mă face să plec de acasă. Uh -huh. Deci, ca să mă prezint și eu puțin, toată viața am jucat fotbal, vin din lumea sportului, eram foarte ok în fotbal, jucam divizia națională, nivel profesional în Moldova, portar. Deci, Ceea ce m-a făcut să plec de acasă a fost faptul că uh, n-am simțit un viitor. Uh -huh. N-am simțit că pot dezvolta potențialul. Și ca un simplu exemplu, eu când am lăsat fotbal aveam 26 de ani, deci încă în floarea Vârste. vârstei, da, când abia totul începe, pot spune, ca, ca fotbalist, atunci ai... Topul ești cel mai sus, ca nivel fizic, psihologic, și tot așa mai departe. Și mă frământa mereu întrebare. Mereu aveam un coleg, deja 33, 34, ca să înțelegi corect, fotbalul, al joci 35, i-a pus-o deja. Chiar voiam să te întreb până la cât că e. Deci, în mare, hai să facem așa o generalizare, 34, 35 deja gata, îți pui, cum spun, îți pui în cuiște. Te duci la este pensie. Vor, da, duci la pensie, da. Și atunci aveam un coleg de 33, atunci avea 34, care el m-a motivat și m-a motivat zi, zi, el nu știe de asta, pentru mm -hmm. poate și îi mulțumesc, ca să-i mulțumesc într-o zi. Mereu, mereu vinea la sfârșitul lunii și îmi cerea 100 de lei. Da, fotbaliști de națională, el cătai la mine să împrumut cu 100 de lei, știi? Și analizăm analizam situația. Uite, parcă de e ok, știi, nu așa, dar a să ajung și eu la 34 de ani ca el, unde străiesc încă cu părinții, unde să n-am încă meu și tot încă sper ca să ajung să joc undeva la un nivel, că să fim realiști în fotbal mare să fac bani prea exagerat de mare. Mm -hmm. Și atunci mereu mă luptam cu... Am început să mă lupt cu mine din momentul cealaltă, știi? Uh -huh. Mă puneam întrebări, uite, cât pot eu? care potențialul meu? Ce pot face Moldova? Salariul mediu atunci eram, hai spun, 1000 dolari pe lună îi făceai. Uh -huh. Care în anii 2016-2017 erau destul de ok. Dar, iarăși, privești în viitor, te gândești, vrei casă, vrei masă? Atunci, Vezi colegul? Care? Vezi, că, vezi, colegul care e el de la salarii la salarii și încă nu ajunge salarii când promută. Și atunci mereu mă frământau întrebările astea. Ce să fac? Cum să fac? Și atunci, să -mi minți și acum, deja 26 de ani aveam, am decis să plec. Prima mea experiență am A. Deci am să țin nevoia din sufletul meu că, uite, vreau să, să, să plec undeva să plec undeva unde să-mi încerc puterile. deja sunt că sunt un bărbat, sunt independent, aveam nevoie să mă asigur că e adevărat. Deci am analizat situația, în Europa mi se părea prea ușor. Uh -huh. Deci spuneam, am prieteni, am în Italia, am în Franța, am Anglia, am peste tot locul, am sunat două numere, hai, eu vin, știi cum, mai ușor, dar să încerc ceva mai greu. Și atunci aveam eu cunoscut care a lucrat în Dubai, în Emirate. Și am zis, mi s-a părut așa. In... Și am contactat-o pe ea, ea mi-a zis, uite, cam din ce s-ar putea câștiga mai bine, ce nu, deci evident că în domeniul hotelului. Uh -huh. Atunci am simțit că fiecare care cum tu de la fotbalist profesional ajunge și să lucrezi la hotel, știi? Uh -huh. Așa, doi pași înapoi, cum s-ar spune. Dar eu mereu analizez situația și eu lucrurile foarte simplu. Îmi permite atunci, nu aveam pe nimeni, eram singur, eram în voie vieții mele. Și pentru asta, când ești singur, trebuie să încerci de toate. Asta e un sfat care îl dau la toți. Ok. Atunci, să minți, acum i-am -am ajutat să mă registrez, Vineau recruiting din Dubai pentru hotelul care vom lucra, dacă în caz că interviu să luăm. M-am apucat de engleză atunci. Doamne, credeam că în două luni să învață engleză. Nu chiar așa. Și am mai învățat câteva puțin engleză. Țin minte și acum am venit la interviu. Ah, am avut interviu. Eu luam ca uh, doorman. Deci... Persoana be, care deschide persoana Persoana care întâmpină oaspții, îi uh -huh. duc la recepție și tot așa mai departe. Și eu nu știam, n aveam idee, dorm cum, dor, ușă, men, eu, ce legătură are, în fine. și apoi am venit interviu, cum stau cu tine acum, Iana, așa am stat și atunci în fața, totul era în engleză. La un moment dat spuneam, că am învățat pe foa ce înseamnă asta, ea se întreabă, dat frumos, dar engleza mea așa de tine, chiar că el mi-a zis, tu nu treci. Sorry, dar tu nu treci în colecție învățată, niciodată nu vă dați bătuți. Atunci eu, nou, așa cu engleza mea, eu vreau, așa, în ochi l-am la și eu vreau. Chiar la interviu. Chiar în secundă aia. În secunda, Ai, ai prins spus. momentul. No, I want, please, I promise cu engleza mea, I will do, I will learn, I will, I want. Și el, așa, puțin șocat, puțin mm -hmm. așa, a chemat persoana care deja... Era din partea Moldovei. A zis, ce facem, cum facem și zis, hai, bine. Și atunci mi a luat biletul către Dubai. Wow! Deci faptul că tu n-ai cedat mm. în momentul ăla te-a făcut să pleci într-o altă țară, da, da într-o nouă profesie. Dar da. știi ce vreau? Vreau până ajungem noi la uh, experiența ta cu Dubaiul să ne întoarcem un pic în urmă. Ok. Uh, tu vii de unde? Din Moldova. Deci eu sunt de la sudul țării din Cantimir, orașul Cantimir, uh -huh. un orășel uh, mereu în sufletul meu. Acolo am crescut, acolo sunt părinții, uh -huh. acolo am o soră, suntem doi la părinți. Uh -huh. Cum a fost uh -huh. copilăria ta? Și în ce moment uh, Vasilica, cel micuț, a înțeles că îi place să bată mingea? <coughs> deci, uh, cred că o să fie multe lecții de viață astăzi. Dar, păi, pentru ce um, te-am chemat? Ca da. să dăm lecții de viață la oameni Deci copilăria mea a fost Eu s-o cot cu cea mai frumoasă mm -hmm. Unde chiar Necătând la faptul că am Puceoarele rupte, mâinile sclântete Două operații și tot așa mai departe Eu mă simt un norocos mm -hmm. Am crescut Pe timpul celor când Purtam cheia la gât Când mm -hmm fugeam de la grădiniță și nu știam unde m-a și ne găseau vecinii și ne aduceau acasă. Când, pe vremea când mă, aduceam, mă trimiteau părinții pe, pe pâine și aduceam mai jumătate de pâine, restul mâncam pe drum. A, pasiunea de fotbal, deci aveam un teren de fotbal unde practic hai să fim realiști, în afară de fotbal, băieții, fetele, nu știu dacă era dansă, nu prea aveam ce face. Deci aveam o minge care jucam cam 20 copii cu ea. Îmi -im apoi... imaginez ce era cu mingea și ea. Da, da, da. <gânt> da. <gânt> Dar era un, un timp fericit. Of. Vă mulțumeați cu ce ce era? Cel mai fericit. Faptul că ne strângeam toți pe un stand da. toată lumea, toți da. copiii din sat. Mi se da. pare asta așa de frumos. Da. Deci, într-o bună zi am văzut cum un prieten a mers într-o direcție l-am întrebat, unde te duci? Că nu avem ce așa, la antrenament. -am Că atunci în antrenament 5 lei, să am dus la mama, zic, mamă, uite, eu vreau să mă scriu la antrenament de fotbal. Deci, știi care e ideea? Făcând o analiză, uite, în ziua de astăzi, părinții duc copiii, știi? Dar atunci veneau, cel puțin la mine, venea tot din interior, eu singur. La mine nu a fost ideea că mama sau tata zic, hai să încercăm la fotbal sau la basket sau la volei, La mine vine, uite, dorința era... Mm -hmm. Și m-a sunat mama, mi-a dat 5 lei, m-am scris, frumos, și de acolo s-a început. Eu cred că noi am fost așa o generație, pentru da. că noi suntem uh, cu tine practic de o vârstă. Noi am fost așa o generație în care, într-adevăr, ai dreptate, adică. uite, niciodată m-am gândit la asta. Noi spuneam că, uite, aș vrea să fac asta. Da. Aș vrea, acum, într-adevăr, totuși, generația de acum, părinții încearcă să-și realizeze, nu știu, visele sau da. să propună copiilor, pentru că copiii sunt cum? Astăzi, mai puțin interesați au ei alte activități ale lor care le par mult mai interesante decât a merge. Foarte și -a a juca fotbal sau da. a desena sau a face dansurile. Uh, bine, cu excepții, nu toate. Da, desigur. Toți, nu toți. Dar no, noi, într-adevăr, uite, ai dreptate, chiar da, sunt de acord. Cu tine. Și atunci eu jucam în teren. Uh, deci avem 11 jucători, teren sportar, da? Eu, dar prin faptul că eram cam uh, foarte încet, nu aveam viteză, eram cam și greușor, așa puțin, dar aveam înălțime. Uh -huh. La un moment dat, portarul nostru era prea josuț, atunci antrenorul a zis, uite, ești mai înalt, hai în port. Dar mie și-mi plăcea Sar, să mă arunc, sunt ca orice copil din anii 2000, știi? Și atunci am decis, uite, să poate portar, portar să știi? Uh -huh. Și apoi, singur, deci atunci abia a apărut YouTube-ul, Câți ani aveai? Eu am început să stau în 14 ani. Ca acum să spun, deja mulți copii la 18 ani deja termin cu fotbalul, eu abia atunci îl începeam. Altă lecție Alte asta e dorința. Dorința, ea te duce pe drumuri cu mulți ocolișuri, cu mulți spini și cu mulți tufișuri, știi? Dar dacă ai dorința asta, tot depășești. Eu, eu îmi scriam singur de ce nu avem? Noi nu avem, nu orice sat, oraș, nu era înainte antrenor de portare, acum cum este profesor de canto, profesor de pian, noi singuri făceam totul. Eu mă duceam, scriam pe YouTube, antrenamente, portare. Luam două mingi, săream <laughs> singur făceam tot singur, deci eram un fel de... Eu pe mine mă antrenam, da, știe? Da. Și apoi deja m-am până la 15 ani, 16 ani, am jucat, Mai fost văzut o echipă din Chișinău, M-a chemat atunci agent, încă era apărus agent personal la meu, a zis, oh am trecut la alt nivel deja. Eram, pot spun că am progresat foarte mult în timp de 2-3 ani. Mm -hmm. La șapte ani deja jucam în Liga 3 din din Moldova, după care m-am mutat la Chișinău la Academie de Fotbal, mm -hmm. la Sfântul Gheorghe. Acolo alt... Deci mă antrenam, îmi plăcea, dar cu școala nu prea o duceam bine. Uh -huh. Deci eram singur, eram și atunci mama am luat decizia că să revin înapoi în Cantimer. Uh -huh. Am revenit înapoi în Cantimer la vârsta de șapte ani. Am stat acolo cam vreo 7-8 luni. Am terminat liceul, după care iar m-am la o echipă, am progresat, muncă, străduință, dar asta e, nu m-am dat niciodată bătut. La un moment dat am jucat, am mers în divizia națională cu o echipă din Mhm în colecție aici, în care mereu eu spun, deci la moment eu tot activez în domeniul acesta uh -huh. și eu mereu și repet, eu dau exemple din viața mea, poate ce n-am putut eu să fac ei, dar depinde deja de ei. La moment eram, ca orice echipă de fotbal, au trei portari, Așa. deci primul, de rezerv și a treilea, m am luat ca treilea portar. Aveam deja 19 ani atunci, da, 20 de ani și eu nu mă gândeam bani, faimă, eu făceam tot din plăcere ți mai inci acum și le spun mult la adeseori la tineri, uite, Eu eram al trei portar, eu nu m-am dat bătut. La un moment dat am ajuns a doilea portar, la un moment dat am ajuns primul portar și la un moment dat am ajuns capitan la acea echipă, știi? Mm -hmm. Adică munca ne salvează. Mm -hmm. Munca și dorința asta sunt două elemente cheie a succesului, poate posibil. Da, dacă ne aprofundăm un pic în lumea fotbalului, pentru că eu personal nu cunosc nimic din acest domeniu și chiar sunt curioasă. De ce abilități? Iată, de exemplu, nu știu, iată, eu sunt mamă de băieți, da? da? Ce abilități trebuie să aibă copilul meu? Nu știu, înălțime, greutate, anumite capacități fizice ca să poată juca fotbal? Dorința o putem să o abilități. Dorința asta e clar. e El are dorință, da? Păi, în mod normal, cât de repede se acest sport. Mm -hmm. Abilități, nu te naști careva, calități. El deja se observă între timp. Mm -hmm. Pentru mine, cel mai important este ca copilul să înțeleagă din prima ce vreau eu să fac. Mm -hmm. Dacă eu arăt odată cum să fac și el repet, atunci progresul este inedit, adică el vine, știi? Deja depinde cum percepe el lucrurile. Și, desigur, cu vârsta tu deja pui accent pe forță, pe fizic, da? Că totuși fotbalul este un sport de fizic, un sport de el se dezvoltă deja între timp. Dar când vorbim de copii, e puțin altfel. Punem accent pe abilitățile de a și un lucru. Cum se conduce mingea. Cum să dai un pas și tot așa mai departe. Deci, totuși, aici foarte important este abilitatea ta de a gândi. Foarte corect. Așa, deci, deși e un sport în care se funcționează sau în funcțiune, în mare parte vin picioarele și știu că da. cei care fac fotbal profesionist au cele mai des da. probleme cu picioarele, important este creierul cum da. funcționează. Da, da. Mm. da. Okay. Și atunci, pe viitor, deja între timp, după ani și ani de antrenamente, apar abilitățile, cum următoare. am spus, următoare. Da. Uh -huh. Dar creierul, creierul cel este mai cel mai important. Da. Deci mitul ăsta că fotbaliștii sunt descreierați și n-au minte și știu no. doar să pălească mingea, nu e chiar cel mai no, corect. Nu. No, 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 no. Asta e doar un mit, credeți-mă. Desigur, depinde mult factor din noroc, de abilitățile, nu știu, să naști cu... Oricum, ne naștem careva abilități. Cineva e mai bun în viteză, da? Cineva uh -huh. e mai tehnic. Cineva e mai gânditor. Sunt careva abilități să naști, dar dacă nu știa le dezvoltat, atunci tu rămâi unde ești. Mm -hmm. Și cam, cam... Dar părinții tăi, când, iată, au văzut această dorință a ta să mergem fotbal, cum au reacționat? Bun, te-ai dus mama, vreau 5 lei pentru no. antrenament, deci, dar cum au reacționat părinții uh, tăi? Eu uh, sincer. Așa și trebuie. Uh, <laughs> erau alt altfel. Și atunci, eu desigur, ori, acum, desigur, părinții mei se mândresc cu mine și au început să mândrească și atunci, dar la mine a apărut tot asta singur. intuitiv sau instinctiv, da? Uh -huh. Fiindcă eu am ajuns la vârsta de 15 ani când aveam, cred că tot și o mentalitate sovietică a părinților noștri, care eu când spuneam, mamă, am nevoie de perechi de mănuși sau de perechi de păpuși pe fotbal. Mama îmi spunea mereu că pentru cine joci, ce trebuie să-ți compere. Okay. Adică, eu nu pot să mă supăr pentru poți. asta. Sau nu, eu acceptam, eu mă ducem și tam, știi, este o leagă de logică. Ea că pe mine mă făcea să mă gândesc cum eu să obțin aceea. De unde de să unde? Să iau? Mă duceam mm -hmm. toamna, băteam copaci din da? făceam bani, iarna mă duceam cu uratul, știi? Așa niște momente care pe tine te dezvoltau fără să ne dăm mm seama. -hmm. Și atunci, ori mă duceam împrumutam de la colegi care deja erau mai rupti ca ale mele, știi, și cumva trebuia să ieșim din situație. Și mereu a început să mă sâim atunci când deja am început să devin mai cunoscut la mine în oraș. Da, atunci, m- înseamnă că, uite, spate de, uh -huh. de sună. Dar până atunci nu credea poate în mine, uh -huh. știi? Dar tot venea din plăcere, din inerție. Uh -huh. Și deja la un moment dat, desigur că îmi dădea, dar când îmi dădea, deja îmi făceam banii mei. Uh -huh. Deci când nu mai aveam nevoie, practic. Pot spun că primii bani din fotbal le-am făcut la 16 ani. Deja uh -huh. când am început joc pentru echipă de Divizia B, și atunci dădeau, să spun și acum, 200 de lei, în care mi-a mi ajungeau hmm. ale leu, da. la liceu. Îți dai seama cine făcea bani atunci. Da. Uite că mama, neștiind, ți-a dezvoltat o capacitate da. tare bună pentru un, un om, zic eu, nu contează femeie, bărbat, da. te-a învățat să supraviețuiești. Da. În orice situație. Nu-i, Vasile, nu-i, gata. Tu vrei, eu înțeleg, eu n-am. Sau îți trebuie, te duci și îți cauți. Și în mod normal, știi, într-un copil, evident că prima reacție este o supărare, iar mai apoi, cum ai spus și tu, uite, tu nu te-ai dat bătut. Ai pornit scaut și abilitatea asta sunt sigur că e cu tine până ziua de azi. În orice situație, căutăm soluții, corect? Foarte corect. Așa. Bun. Te dezvolt deja în subpele, știi? Și fără să-ți dai seama, deja, ies la suprafață. Și pentru asta eu o mare parte îi mulțumesc deja așa mame, știi? Să uh -huh. dintr o parte e o problemă, dar, prin altă parte, e o soluție. Uh -huh. Căci atunci când ești înfometat, ce faci? Da, cauți. Cauți să mănânci, să supraviețuiești. Da, da. da. Care sunt părțile mai puțin plăcute ale fotbalului. Pentru că, iarăși, atât cum vorbeam eu, din ce cunosc eu personal, da, știu că uh, mulți sportivi, mulți fotbaliști au uh, probleme mari cu picioarele. Asta e unul. Doi, au uh, probleme la nivel respiratoriu și cardiac. Uh, na, că au fost cazuri când pe teren cădeau, sportivii pur și simplu cădeau din cauza prea mare încărcătură da. era pe, okay. pe inimă. Care sunt părțile mai puțin plăcute ale, ale deci, acestui sport? Părțile mai puțin plăcute ale acestui sport, desigur sunt traumele. Uh -huh. um, deci, în fiecare pregătire pre-sezon, da? Merge o pregătire pre-sezon, atunci fiecare jucător, dacă vorbim din nivel profesional, tu te duci, faci o un control medical minuțios. Cap-coadă. cap, -coadă. cap -coadă, da. Începând cu inima, cum răsufli, cum mergi, unde cali și tot așa mai departe. Asta deja la orice nivel. Și atunci care va Ele sunt foarte minimi când cad pe teren și... Șansele. Șansele, da. Deci este un caz, poate, la mii da. tot așa mai departe. Dar cel mai frecvent sunt traumele, unde... Eu personal, cum am mai spus, am fost și cu mâna ruptă, și cu degetul rupt, și cu piciorul rupt, și iarăși nu m-am dat bătut nici acolo, nu m-am oprit nimic uh -huh. pentru a face ce îmi place. Și cam, cam asta este, traumele. Cel mai mare parte este traumele. Traumele care... despre care tu spuneai că ai da, avut... corporale. Da. Corporale în care putin te oprești, sunt cazuri în, în care practic pun verdictul că să nu mai joci fotbal niciodată. Da. Sunt cazuri în care trebuie pauză de câteva luni și atunci e foarte greu de revenit. Uh -huh. Și te lupți cu asta cam până, până îți dai seama că ori continuă, ori mă, mă dau bătut. Să fii fotbalist de rang profesional, la nivel profesionist, înseamnă să ai antrenamente în fiecare zi? Da. Deci, iarăși vorbim de care nivel. Dacă vorbim nivelul moldovenesc, hai să spun, nivel profesional, indiferent în ce țară, este în fiecare zi antrenament. Da, asta e deja de luni până, dacă sâmbătă ai meci, atunci de luni până vineri e antrenament, unde sâmbătă ai meci, duminica liber. Okay. Da, asta e, e standardul în țară. Deja vorbim de nivelul și mai înalt, dacă suntem în Anglia, atunci aici introduci și sala, și notul, și toate, mm -hmm. și nutriția, toate elementele care te ajută la să la un nivel cât mai ridicat. De ce mai întâi ai spus despre nivelul moldovenesc și ai râs așa, <coughs> ascuns? Este vreo diferență? Ori acolo mm. nu este la așa atât de dezvoltat Păi dacă domeniu. vorbim, după părerea mea, nivelul moldovenesc, acum abia acum am început să se mai miște cât de puțin. Da, dar până atunci cea mai mare problemă e infrastructura. Mm -hmm. Deci copiii n-au practic unde, da? A doilea element este calitatea antrenorilor. După părerea mea, antrenorii noștri sunt foarte puțini în Da, noi avem o licență, ai un background, da, cumva cu o licență, cu un jucător, dar noi, fotbal evoluează ca și o menire. Și mm. atunci tu trebuie să conformezi acestea, da? Să da. duci la diferite cursuri, să, nu știu, internaționale, care schimb de experiență. Ele, ele se, se fac, nu vreau să spun, dar și a treilea este Academiile noastre, Moldovenești Avem copii foarte talentați, ca să mm -hmm. începem cu asta. Sunt foarte talentați și sunt care academii care se duc la, la turnee internaționale și mm -hmm. se bat cap la cap cu Porto, care, nu știu, în Portugalia de top, da? sau cu Juventus sau mm -hmm. cu echipe care mai dar la un moment dat se oprește, se mm -hmm. Deci, sursa de finanțare nu este. Și atunci copilul ajunge la 16-17 ani, când deja tu trebuie să un contract, nimeni nu e gata să-ți achite ți un salariu minim care este, nu știu, de 8.000-9.000 de lei Moldova, dacă nu mă găsesc asta. Da? Și atunci copilul se oprește. Împăcate, se oprește mm -hmm. da. Și nu merge mai departe. Și nu merge. Și din 20-30 ajung să joace 10, care din 10 uh, unul poate să duci pe că asta de fapt e și visul fiecare, știi, mm -hmm. că acolo poți uh, prinde un contract mai bun. Și din 10, 1 și poftim face un calcul din 100 de copii, dacă ajung 3, care, ce înseamnă 3 la așa un nivel încât să-ți asigur viața. Uh -huh. Da. Deci eu aș vrea ca din 100 să ajungă cel puțin 20, ar fi mult mai bine. Da, da, da. Uite, acum ne întoarcem înapoi la plecarea ta din fotbal în Dubai, da. la a fi dormant. Ceea ce, na, este o experiență de care a trebuit, pe care a trebuit să o treci, sunt sigură. Cum a fost acolo? Povestește. Că îmi dau seama, a fost, cred că, prima plecare ta în așa o țară, cu așa o, deci, acolo, infrastructura e alta da. acolo, temperaturile sunt altele. Hai să vă povestesc. Hai. Am ajuns eu în Dubai, ceea ce îmi plăcea, cum v-am mai spus, nu știam pe nimeni. Absolut pe nimeni. Da. M-am dus, ne-am dus doi moldoveni eram, că ne-am dus în Dubai, am început să locuim împreună, deci acolo nou ne asigura accommodation, cazarea, mâncarea, bilet la avion și deja un salariu minim, în fin. Uh, și acum când spun că uh, mi-a chitau nimeni nu cred, cred că în Dubai se fac, se întorc banii cu, cu, cu lopata, dar nu e așa. Cel puțin în, în, în hotelier e foarte puțin plătit. Și unica sursă, cred că, devenită mai mare, este tipsurile, adică ceaiul. Așa. A care e salariul? A, cel o, puțin bine. Acum, ce? cu siguranță, s-au schimbat lucrurile. Da, doamne. Dar, iată, câți ani okay. urmă? În ce an Deci, plecat? eu am plecat în 2018. Așa, deci, acum, nu de mult. Da, acum așa ani, da. 2018, eu atunci, deci, compania îți asigură, cum am biletul de avion, așa? îți sigur cazarea, te mâncarea, transportul de la hotel la unde locuim. Uh -huh. Eu aveam 1100 de hame, asta e echivalent la, hai spun, 200 de liri. Oh! Da. Pe lună? Da. pe și... lună? Da. bine, tu nu aveai cumva alte cheltuieli, tu păi asta aveai idea. de toate. Eu aveam și mâncare, era grați. Și plus, din tipsuri mai făceam, hai să spun, 700 de dolari. Deci, hai, 1000 puneam de dolari o de deoparte. Din tipsuri tu făceai 700 de dolari? Da. Wow! Da, eu puteam să fac mult mai mult, dar noi aveam acolo share box, știi? Ok. Eu așa mai de felul meu mai... Nu-mi place să socializez. Da. Eu puteam da. să fac și dacă nu eram onest, eu poate făceam și... Ah, dar tu făce... puneai banii la da, pușculiță cu toți. pușculița cu toți. Și noi la săptămâni, îi împărțam, știi? Ah. Uite, așa, așa așa, așa. Deja fiecare depinde de cât de... Eu mereu aduceam cel mai mult, știi? Deci, eu, eu deja am învățat așa de multe. Și când m-am dus, nu știam engleză aproape, minimum, minimum, cum am mai spus, aceea m-a luat, că eu am, A insistat. am instat, da. Și m-am dus, m-am dus acolo, eu nu știam ce înseamnă, veneau oaspetele și eu aveam o fișca mea, da, care trebuia să, ei, hey, how are you? Și el, el începea să povestească și eu mă uitam pe mine ca lui, știi, și eu mă uitam, dacă el spunea, hey, și eu, Yeah, really? Dar nu știam ce vorbești. Yes, yeah, eu, Good, știi? S-au Azo azi plouat, rain. Și eu, ce înseamnă rain? Nu știam rain ce înseamnă. Mm. Mă duceam, Google, știi? Translate, cumva. Și învățam pas cu pas, am început să învăț din ce înseamnă hotelier, da? Bucătărie, furculițe, linguri, bagaj, tot. Deja gata, în câteva luni, deja știam ce înseamnă hotelier. Apoi, prima când m-am dus acolo... Uite, la ce bun vasea? Deci eu mai aveam hobby. Volei, basketul, fotbal, astea sunt trei Tot sport, uh, sporturile. Da, da. da. Uh -huh. Și atunci când m-am dus, prima am scris pe Google, pe Facebook, fotbal Dubai, fotbal, Dubai, am început acta, am găsit grupuri pe Facebook, știi? Dubai Amateur League. Deci eu încercam. Și prima ce mi-am făcut, să înțelegi că deja într-o lună jumate de când am venit acolo, deja pe mine eu jucam deja la echipe engleză, englezească, pentru niște englezi, veneau cu mașini de lux, te aduceau la accommodation, nu la mine unde locuiam. Toți se uita, băi, eu stau de 5 ani și tu ai venit într-un jumătate, deja te, te, duc, te aduc, știi, ce înseamnă asta, știi? Dar ea -și perseverența, știi? Da. Deci, uite, eu sunt bun în asta, eu trebuie să caut în asta, fotbalul, a lor le plăceau, eu sunt profesionist, da? Și acolo deja s-au pornit iar alții. Dacă englez, am dat din român care avea academie de fotbal acolo. Uh -huh. Eu englez, cum am mai spus deja, din de engleză, din, de hotelerie o știam. De fotbal? Nu. Nu. Un alt limbaj um, profesional care alt alt trebuie să Un foarte înveți. corect. Da. Și atunci eu, i-am spus uh, i-am spus lui, uite, eu sunt antrenor, ca, ca o mică paranteză fac, până plecam în Dubai și cât mai jucam fotbal. Noi am încercat în Moldova să deschidem cu cu niște prieteni de mei, o academie de fotbal. Deci eu am încercat să fac și ceva acasă. Mm -hmm. Am încercat noi să facem, da, ca să fiu mai corect. Atunci nu s-a primit, eu m-am retras și am plecat în Dubai, cum am mai spus. Mm -hmm. Și atunci eu eram tare interesant. alte lecții acum, care eu fac așa o diferență, o paralelă. Acum mulți gândesc deodată, prima întrebare, cât achet, știi? la orice job, că atunci eu așa de tare eram pasionat și așa de mult, uh -huh. mie nu mă interesa, eu avem eu vreau să învăț, să învăț și iar să învăț, știi? Mă duceam cu el, dacă el vrea să-mi dai acolo câțiva dirhani cumva, să mă apreciez munca, da, dar eu eram pasionat de altceva, eu eram de fotbal, banii, știi cum, dacă muncești, acum realizezi, dacă tu muncești faci de suflet, banii, ia se vin oricum, inevitabil asta. Și atunci așa, eu am început să joc, deja eram mereu Ocupat. Aveam ocupații, nu stăteam niciun gram. Nu stăteam de la lucru, după lucru mă ceam la fotbal, ori volei, ori basket și tot așa mai departe. Uh, hai să vorbim de hotel, da? Eu la hotel era pentru experiență foarte interesant și, cum am mai spus, am, dat, am făcut doi pași înapoi, dar eu știam că doi înapoi și apoi trei în, în sus. Crezi tu că asta au fost doi pași înapoi? Mm. Din perspectiva păi, poate din carierii perspectiva... de fo fotbalist? Poate da. Din perspectiva care, cum? De la fotbal la hotel? Poate da. da. Dar, dar umană. Dar umană și mentală. mentală Vorbim. Am învățat foarte mult. Uite, eu lucram acolo într-un hotel de top și să înțelegi corect, noi avem, hotel era de 73 de etaj, Wow. 13 etaje era hotel. Da. De la 15 în sus erau rezidențe, deci oamenii trăiau acolo. Eu am întâlnit milionari Văd, păi, dar câtă lume trecea pe ușa aia în fiecare uh, zi? Sute. Camerele erau full mereu. Mii erau de oameni. Erau mie, mii, 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 mie. Eu, ca să înțelegi, iarăși, pentru mine, ce am ajuns la concluzie și am învățat-o iarăși, uite, poți să ai tăți lume. Eu, practic, vorbeam egal la egal cu, cu un milionar care, el atât de modest era, mm. dar el avea, el venea cu mașini de, de lux acolo în față și salta cu tine ca pe un om simplu și la un moment dat spune, uite, Vasea, nu mai poți spate, știi? Și el îmi spunea, am fost la atât cei mai buni meci din lume și nimeni nu... Știi, ce puțin ce faci să gândești, uite... Omul ăsta are tot. Are tot, are mii de oameni la lucru sub el, dar care el e owner, care el are multi... E milionar. Imperie. Da, imperie. imperie și... Are o problemă pe care nimeni nu o poate rezolva. Nu poate rezolva. Și atunci, iar te pui pe gânduri. Ce te faci fericit, știi? Mm -hmm. Chiar banii sau alte momente al vieții. Și am învățat multe, cunoștințe multe, până în moment dat, până... Am stat un an și patru luni, am pus cap coadă și am gândit, uite, eu cred că, ok, ca să mai deschid o paranteză, la un moment dat, am puțin de engleză am învățat și atunci ați minte că am fost la un interviu, am găsit iar, prin conștiință mai, prin cunoscuți, interviu la de -antrenor de fotbal. Ca asta tot și e meu, asta e asta e din sufletul meu, pasiunea da. mea. Dacă cu fotbalul gata, știi, am încercat în antrenorat să mă implic. Și am găsit, m-am dus, m a invitat la, țin și acum, I a zis că, uite, cu engleza mea, cum era scârția, dar scârția la de mm. uh, am fost la un antrenament și îmi dădea deja salariu, adică era salariul 8.000 de hami, îți dai seama, de la 1.000 și la 8.000 um, nivel, știi? Da. Și atunci mi-a zis, uite, ultimul 30 minute, îți dau voi ca un fel de interviu, îți dau voi să întâlnesc, poftim, știi? Și am antrenat, copiii m-au înțeles tot bine, aveam puține emoții, dar știam dacă sunt sigură în mine, nu m-am mm -hmm. Și la urmă, asta nu trece, știi? Și am întrebat de ce, că engleza ta e rea, Și eu încercam să explic, că, uite, dacă copil mă înțeles, fotbal are o limbă aparte. A da? corpului, a mișcărilor. A corpul, dacă eu arăt la copilul cel, dacă eu emoțiile mele le dau lui, înspre direcția care trebuie, nu văd o problemă. Dar deja asta e decizia lor. Da, da. Și atunci, deci, Dubai pentru mine a fost așa, prea cald. Eu ieșeam afară, deja transpiraște, Nu știam ce mănânc. Mâncarea tot pentru mine așa, m -m -m. nu știu, pe departe de casă. Cel mai mult n-am fost nouă luni acasă, unde, din mine prietenii îmi acolo la la pădure, la iarbă verde, natură, natură, iarbă verde acolo, ca de cărniță, știi, un fotbal, un volei și eu așa pentru mine, eu să mai senti... Hai, eu spun, nu, eu nu pun accent în materialism. Nu îmi place unde... Sentimentele. Sentimentele, eu sunt cu emoțiile. Mm -hmm. Și când am pus așa cap, coadă pe toate, am zis că, uite... Eu aveam doi ani contract. Eu după un an și patru luni am plecat. Eu, n -am mai, eu nici nu le-am spus lor, pur și simplu, m-am dus și am venit acasă. Mm -hmm. Am revenit acasă, uh, iarăși, ce să fac, nu să fac. Mm -hmm. Am mai stat vreo trei luni. Între timp, sora mea a venit în Anglia. E oh. deja venit în Anglia, dar cu jumadia înainte. Și uh, mi-a zis, vină și pe măcar mm -hmm. să vezi cum e un fel de document ca să-l iau, știi? Pentru a avea pensiunea de a lucra și de asta i M-am înscris, în timp mai antrenam acolo în Moldova. Atunci încă, apropo, era posibil de făcut preset la da. așa? Da, Acum, era foarte gata, ușor. O programare, terminat, o programare, o simt programare, te-ai dus, m-a programat, m-a luat zbor, am stat două zile aici. Ți-ai luat uh, și National Insurance Number? Da, da, nu? da, 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 da. A revenit mie mi-a undeva în trei săptămâni, azi, azi vin, plus minus. Și mi-era bine acasă, tot, da, trei luni am stat cam, era bine, și cam fotbal, mai prea neștiu, bănuți acolo, mai făceam antrenament. Da. tot înțelegeai că... Dar tot, uite, uite, e așa, uite, uite, Pe -o nu, 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 este ea asta, știi? Și până zi, Badea, uite, ți-a venit codul acela de, pentru asta mm -hmm. aici, poftim, eu așa, parcă, așa de bine acasă, dar mai departe și facem, știi? Mm -hmm. Huh. Și atunci ați am mi-au luat toți prietenii, unde te ce-i să faci? Ca Iară te duci, tu te duci, eu, unde te și... pornești? Am zis că eu, eu și mereu la toți îi spuneam, eu nu știu ce să fac. Uh -huh. Că eu nu știu cum o să fac, dar eu știu ce vreau să fac. Uh -huh. Am venit cu gândul ăsta că eu știu ce vreau să fac. Nu știu cum o apuc, de unde o apuc, dar am să fac ceva. Uh -huh. Adică eu nu că să fac, știam deja că vreau să fac asta. Și atunci am venit în Anglia, fiindcă eu cred că dacă să ne analizăm viața, orice zi legată de... sau orice moment e legat unul de altul, nu Sigur asta pentru da. mine așa -i. Și atunci s-o primit că eu am ajuns într-o casă... Bine, a, welcome to UK, unde într-o casă trăiesc <laughs> mai mulți oameni. Unde, Străini. Străini și pentru așa e o leacă de... Dar dacă e sociabil și asta, nu e... Atunci era un băiat în casă care lucra pentru agenție la hotel. Ok. Și eu, uite, um, eu l-am nimerit. Eu vin din Dubai, dacă aici, cu începutul am deja... Am experiență? Am experiență, știu. hai, m-am dus, m-am scris... Cuvintele le scris. știu deja, din domeniul hotelier. Deja cu linguri, bună ziua, la, la ridere, <laughs> da. Și atunci, hai, m-am scris la agenție, am fost, am trecut un interviu acolo ușurel, mi-am cumpărat niște haine, frumusele, pentru hotel. Și lucram pentru -o, o agenție unde în telefon erau aplicație tu singur îți alegeai uh, ce hotel să te duci. De exemplu, astăzi la Hilton sunt șase ori de loc, știi, de la ora două până la ora, nu știu, opt, uh -huh. știi? Îți slotul da, și da. locul. Uh -huh. Slotul și locul, da. Și atunci, între timp, am început acolo să lucrez. Între timp... Uh, Iaca, iar de ce spuneam că tot e legat? Am început să contactez oamenii care, evident, jucam pentru echipă englezească, uh -huh. care uitați să poate cineva cumva are cunoscut pe aici, știți că eu să antrenez cumva pe un alt iar mă băgam, mi place să mă bag pe tot loc, știi? Nu, asta e iarăși, asta ceea ce mama ta a dezvoltat în tine, da. abilitatea de a supraviețui și de a da. ajunge să obții ceea ce îți dorești da. printr-o cale corectă. Da. Tu ai încercat fără să te oprești, asta e un exemplu foarte bun, foarte, foarte motivant. Foarte. Eu vreau să spun că tu așa vorbești, că eu de-am vrut să mă pornesc, să mai fac ceva, știi, parcă îmi pare că fac puțin, vă not tot, -am. da, am înțeles. Și atunci am stat la, în casă la sora mea două zile, am pus un anunț pe Moldoveni UK, caut gazdă, uh -huh iar mi era indiferent. Evident, nu pot stau unde. stau mult. Eu, primele două zile, trei zile, am dormit la podea, mm -hmm. că nu, -i, nu, -i, nu -i era loc. Apoi am pus un anunț, am găsit, iar coincidență, o coincidență, am găsit la un fost coleg meu de fotbal, care noi a wow. împreună fotbal, a este un loc la UTI. De asta aș spune, eu zic, UTI, Vasea, trebuie să vină cineva în cameră, la noi deja eu am pus, dar dacă nu vine, eu te sun și vii știi? Și atunci eu, eu o trec tot zi și eu spun, uite, nu mai vin la noi în casă, poți vii Și m-am mutat în zona de est a Londrei, deci sunt mea trăia în vest, dacă mă găsesc eu în est, a venit. Mi-era tot indiferent unde, cum, dar, oricum, programul hotel a lucrat, în mare parte din centru Londrii da. și ori vii din partea ce din partea asta, tot. Important cam... să ai uh, vreun uh, transport da. public, da. gen uh, Central Line sau fort, vreun da. tren mai da. scurt, vreun metro-tren. Deci că am scăpat acolo ceva ca să revin la temă. Da. Între timp, eu mi-am contactat cunoscuții care am din Dubai, zic, poate cumva cineva am ajut încercarea vin în ari, mereu știi? Corect. Și atunci acel român care eu antrenam pentru el, da. el a contactat un alt român care are Academia lui și s-a dovedit că e în estul tot al Londrei, unde eu cam în zonă m-am mutat la vreo 30 Și atunci mi-a zis, uite, eu am vorbit cu el, m-a contactat, eu l-am contactat pe domnul domnul Dumitru, care deja avea Academia, este o Academie română, el are în estul Londrei sau avea, nu mai țin legătură la moment. Și eu m-am prezentat în sute, eu am experiență, sunt antrenor, am jucat fotbal profesional, un fel de CV am dat. El a zis, ok. Deci lucram și acolo la hotel, lucram și aici part-time. Part deci mm -hmm. să înțelegi că două ori făceam iarăși, făcând o analiză, încă o analiză. De exemplu, antrenamentele erau la ora 6 seara, mm -hmm. de fotbal. Eu aveam de lucru, ca să înțelegi corect, eu alegeam să mă duc la antrenament de fotbal de două ore unde să fac 20 de liră, da, ce s-a chitat 10 de pe oră, 20 de decât să mă duc, fiindcă deja e, graf, era luat, oralul orilor era mai lung, dar conștia cu orele de la fotbal. Mm. Și eu trebuia să aleg. Deci ce faci? Și duci și lucrez 8 ore la hotel, să lucrez două ore aici, unde tu la hotel poți face 80 de Da și aici poți să faci 20 de Și în colecții care... Uite, eu vreau să fac tot asta, știi? Alegeam 20 de unde eu pe lună primului luni eu făceam să cum sora mi-a dat prima dată înainte 1000 de liri, unde mi-am octat gazda, 400, un single cu o cameră și deja mâncare. Uh -huh. Și prima jumătate de an primele luni, în genere, 800-900 de liri pe lună făceam. Uh -huh. Adică faptul că eram singur, n-am aveam responsabilități și un vis în buzunar, mă făceau să, să, să mă mențăm, știi? Și așa s-a început aventura către fotbalul de aici. Mm -hmm. um, ai văzut vreodată ocazia să te întâlnești cu cineva din maieștri, să zicem, sau din oamenii din fotbal? Pentru că, uite, în toate domeniile sunt oameni notorii. Adică, bine, e clar că fotbaliștii ăștia pe care îi știm noi toți, care sunt populari pe, toat, pe tot globul pământesc, David Beckham, Ronaldo, Ronaldinho, și mai sunt ei acolo, da. că eu nu-i cunosc, eu așa, aud de la băieții mei și pot să-ți mai spun niște cuvinte de astea pe care nu le cunosc. <laughs> Dar uh, uh, ai avut ocazia să te întâlnești poate cu antrenori, cineva din oameni sau încă n-ai ajuns în deci, zona Deci, uh, la moment, uh, ce ține de... Uh, am decis, uh, oricum, trebuie ca să dezvolți, trebuie să faci careva categorii. Uh, Mi-a făcut licența deja B, a am preferat să o fac în Moldova, unde dacă eram aici, de ce următoare categorie de licență, cred că să o fac aici. Okay. Și aici, aici, deja pot să întâlnesc colegi, deja colegi din fotbaliști de mondiale, mondială, unde vin și tot fac licență deja cum ești, sau deja fotbaliști care încă joacă, dar pe viitor, dacă au o viziune, își fac deja licență, să pregătesc puțin, puțin de antrenorat. Dar la moment nu pot spun că l-am, desigur, mă duc la meciuri, am vizitat terenurile, toate Ai adioanele. Fost? Da, care te-au uimit cel mai mult? A fost pe Wembley, unde s-a jucat Argentina, Argentina cu cine cu Germania, dacă nu mă mai dar am fost chiar duminica trecut, am fost West Ham, Am jucat, am fost la Chelsea, toate atmosfera fost... de acolo e uimitoare, nu? E, e ca ca un vis. Iată, dacă... Eu de exemplu, nu, dacă nu nu sunt microbist, da, și nu urmăresc fotbalul, dar mi-aș fi dorit odată în viața mea. Pentru experiență, da. pentru a trăi această experiență, să merg la un meci de fotbal, pur și simplu să fiu acolo între toată uh, lumea aia care doar energie de acolo, te faci stresare, nu mai spun deja de Uite, jucători. Uh, la mine, soția, nu pot spun că tare e foarte pasionat de fotbal. Da, e stilist, Hair stylist, hair stylist Da, da seama. Soția, Ea <laughs> are domeniul său de frumusețe și uh, odată ne am dus la fotbal. Dar e așa de tare a început să... Anume energia că, ce e când duci 70.000 de oameni exact. și când când și te țăpie, așa exact. te niște, niște... Fiori. Fiori, că tu mai vrei. Da. E foarte frumos. Plus că totuși noi uităm că fotbalul s-a născut în Anglia. Așa. Unde aici e de tradiție fotbalul. Alți sporturi nu au nicio șansă în fața fotbalului. Mm -hmm. Și atunci e foarte, foarte, foarte plăcut să te duci la meci. Deci îți recomand? Da, eu neapărat. Chiar îmi doresc foarte mult și neapărat am zis că odată în viața mea eu străiesc această experiență pentru experiență, pentru da. emoții, pentru Simier. stare. pentru stare. Um, Vorbind despre dezvoltarea ta aici, că tot spuneai că tu ai venit singur și a pornit viața ta, sora ta tot este și apropo... Uh, Sper într-o zi o să o avem și pe Lidia aici, pe canapea, să discutăm cu ea despre parcursul ei. Lidia, dacă auzi asta, da, te rog să-mi dai e, un mesaj pe Instagram. E, sora mea a făcut și ea ea din domeniul tot a sportului. Sportiv. Ea a ternat kinetoterapeut cu uh -huh. patru ani, după care s-a lansat în spre antrenorat, uh -huh. fitness trainer, da, corect? Și a lucrat 4 ani în Moldova, după care tot ai simțit că, uite, avem o limită, nu, nu poți să faci mai mult, poți să faci câteva ori, dar mai mult limit de audiată nu poți să faci, trebuie să faci așa. Și atunci am venit și ea încă, uh -huh. cu soțul ei, și își continuă din fericire, își continuă activitatea, dar o face mai mult online în cauza are bebe, deja o ah. nepoțică frumoșică, și continuă tot în acest domeniu. Um, Spuneai că ești ai fost singur. În ce moment în viața ta, dacă tot am menționat-o pe Ana, Ana Iorga, soția da. lui Vasile, care este hairstylist, um, în ce moment în viața ta a apărut Ana? Și cum a apărut deci, Ana? Dacă tot era aici. Eu știu sigur că ea nu era aici. Hai să vă spun. <laughs> hai tot e interesant. Deci la un moment dat, eu când am început să am vreo 27 de ani, uite când am început să am. Da. <laughs> noi să începem să avem o vârstă anumită. <laughs> Eu nu pot spun că am dus vreodată doar de feti. Adică mereu ca fotbalist. clar, nu, a, da. da. Motivul noi deci, l-am înțeles. Da. Și la un moment dat tot e gata. Eu vreau ceva serios în viața asta. Uh -huh. am, am înțeles că uite, sunt bărbat deja, pot întreține o familie, aș putea întreține o familie, vreau ceva de suflet, vreau ceva să fie doar a meu. Mm -hmm. Și atunci, când eram în Anglia, mai scriam cu fetele care mai ieșeam în Moldova. și În Moldova? Da, când plecai min... în Moldova? Da, când I plecam mean. Moldova, uh -huh. da, sori. Da, da. Um, și la un moment dat, se mint și acum, trebuia să mă duc acasă. Și atunci mi-am pus în scop, uite, de data asta când mă duc acasă, eu îmi găsesc. Mireasă. Mire -ă, fată de relație serioasă. Știi, mm -hmm. poate nu într atât de sus m-am, ridicat, dar am zis că vreau ceva serios. A mm -hmm. Aspar poate că puțin, dar în mintea mea m am făcut atunci top trei fete Ok. Deci Ana, Ana, nici vorbă nu era pentru ele. Mm -hmm. Deci fetele care eu cândva am mai ieșit, fetele care cândva mă mai așa. țin legătură, așa, eu ies cu astea trei, una câte una, da? din astea trei fete, sigur una, una e mea. E a mea. Gata, uh -huh. eu cu ea să rămân, cu ea... Nu as... și schemă bună ți-ai făcut-o. Da. Bravo, destul de structurat vreau să-ți spun. Da, strategic. Asta strategic, tot din cauza fotbalului. Dar strategia uh, dispare atunci când apare Ana. <laughs> <laughs> deci, <laughs> și la un moment dat, eu cu Ana mă știu foarte... Nu pot foarte de mult, în vremea când eram în Dubai, practic ne știam online. Așa. Da. Uh, atunci eu cu ea, când am venit în Dubai, eu cătăream și cu ea odată. Uh -huh. De-aia și-am spus că după am simțit că sunt bărbași, sunt gata. Ana e puțin, puțin mai mare ca mine, da? Mm -hmm. Și atunci eu nu cred că... Eu încă eram copil, poate la gândire, poate la... Și atunci eu nu taream. Nu pot tare... Nu tare impresionat nu, nu tare, da, ne-am... Și, și după asta am mai trecut timp, cred că e vorba și de maturitate aici, dacă sincer vorbim, când vii, ești sigur pe tine, ești sigur pe ceea ce vrei, atunci... Dar și energie pe care o dai și, și oricum dai, deja da. Da, ești mai stabil, tu și altfel te comporți cu acea femeie, da, chiar da, dacă da, e mai mare da, decât tine. Da, da, da. Și atunci deja am mai venit să o primit că era ziua la cumnatul meu și a crezut că e ziua mea, m-a felicitat, am început să vorbim și mm -hmm. între timp am zis eu și două zile vin în Moldova. Și ce a făcut Vasea tot respect față de acele trei domnițe, am preferat, le-am refuzat pe toate, nu m-am mai văzut, desigur m-am văzut cu Ana și atunci uh, deja a fost scânteia aceea exact, între doi, în știi? Da, care până la moment dat se mint, după ce m-am văzut prima dată, eu zic, eu știu că ție, nu ți nu tare ți plăcut din mine, dar eu vreau să rămân în prieteni. Eu sunt așa că, în de situații, eu îmi place să rămân în bune. relații bune, știi? Și, pe urmă, hop, când asta a ieșit, deja a fost și din partea la ambii, și atunci deja am, am rămas împreună. Dar de ce crezi că trebuie să rămâi într-o relație bună cu oamenii cu care interacționezi pe parcursul vieții? Așa, din perspectiva ta. Deoarece din punctul meu de vedere este că să fie sufletul meu mai păcat, cred că. Mm -hmm. Să, fie, să mă simt eu mai bine când nu știi când mai dai de ce în viață. Și atunci să nu fie rușine de mine și știu că eu mereu am fost cu capul sus uh -huh. și vreau să rămân cam așa toată viața. Uh -huh. e, indiferent de situație, eu cred că după, cred că din orice problemă este o ieșire din situație, este o rezolvare. Și dacă știi cum să o rezolvi, dacă știi cum să aduci omului acea informație, atunci tu n-ai de ce să aplici capul în pământ. Uh -huh. Deci pentru că... Dar niciodată cred. nu știi. Pământul e rotund. Se zice așa și așa, așa și este. Uite, e... chiar dacă noi avem un glob atât de mare și suntem atât de mulți, nu știu cum se întâmplă, se drege, se face, că noi oricum, într-un moment anumit al vieții, o să ne întâlnim toți și trebuie să rămână loc de bună ziua. Foarte mm -hmm. Da, asta e cel mai frumos sentiment al meu. E mereu de tânăr copil sau... E mereu am ridicat... Știi cum? Când ești din casă, ești închezi ușa la casă, nu trebuie să ți fie rușine de tine. Da. Trebuie să-ți simți mândru, dar mândru, ce înseamnă de fapt mândria, știi? Mândru că faci lucruri, că ai bani sau că ai mașină, nu. Faci lucruri frumoase, că dai o Bună ziua, că ai un respect față de oameni. Asta pentru mine e mândrie, știi? Mm -hmm. Și atunci când te uiți că respectul ăsta reciproc, nu văd de ce Olga nu a dat Bună ziua înapoi, știi? Sigur. Și asta e ominir, în film. Așa. Și v-ați întâlnit voi? S-a întâmplat între voi meciul, cum spun, da. spun aici în Anglia, și match înseamnă și tot legat de fotbal. Deci da. între voi s-a întâmplat tot totul, da. Și cum ai făcut mai departe? Că, deci, na, viața ta e, deja era aici. Da, viața mea era aici. Ana nici n-a fost în Anglia niciodată. <laughs> Ea avea un lucru stabil la televiziune. Avea un lucru care îi place. Deja experiență de vreo șase ani, deja era la televiziune șapte ani, dacă mă greșesc undeva. Și atunci ne-am ne -am pus la masa rotundă, masa familiei. Am calculat, am analizat uh, și am decis să vin Ianco, uh -huh. să vin ea aici, fiindcă eu sunt potriva relațiilor de la distanță. Uh -huh. uh, nu accept cel sunt personal, de deci ce o săptămână, două, nu știu, luni, dar mai mult, uh, pentru mine asta e ceva nasol. Și a venit ea aici, uh, am încercat și încerc, de fapt deja are și ea trei ani face pot spun că este bine mersi, ceea ce îmi place și ceea ce i-am dat și ei și împreună să continuăm să facem ceea ce ne place nouă. Da. Cred că asta e cel mai important în viață. Ea are niște mâini de aur care unde pune mâna. Și o zic, știi, sincer, spun, nu o zic că e soția mea și hai să o lau. Dar, într-adevăr, cum pune mâna, cum acolo nu rămâne. Și ea tot face în domeniul acesta, a și... E foarte bravă și e foarte talentată și, și e foarte, foarte muncitoare. Da, eu da. țin minte Ana când s-a mutat, așa a venit că voi locuiați foarte aproape de noi. Da. Și printre primele săptămâni ea uh, mi-a spus că, uite, Olga, eu sunt în uh, Marea Britanie și cred că suntem vecini și dacă ai nevoie de serviciile mele, eu sunt deschisă pentru că nu cunosc nimic. Și da. mi-am amintesc că ea a venit la noi acasă. Cred că avea, nu știu, vreo două, trei săptămâni. Ana, corectează-mă dacă n-am dreptate în comentarii. A venit atât, era disperiată. Nu știa, da. nu înțelegea nimic și i-am zis, uite, dă timp timpului. Doar las-te încredite că o să iasă totul bine, ține linia ta toate lucrurile se vor aranja, om după om, cu om, face, da? da? Și noi o să ne conectăm toți împreună și o să vezi în ce o să iasă. Și astăzi, după trei ani, eu mă uit că Ana are un loc de muncă în care face ceea ce îi ce place, într-adevăr este ocupată, are activitate și asta e cel mai minunat ce poate fi și aici este nemărginit și rolul tău ca partener. Și vreau să te întreb... Pentru tine, ca bărbat, cât de important a fost prezența și susținerea ei în, deja în perioada asta când v-ați mutat și cum vă susțineați unul pe celălalt? Că nu-i ușor. Și, cea mai mare problemă a fost cred că adaptarea ei. Mm. Um, hai să... Ok, sched un parantez. Deci până să vină ea, eu locuiam tot într-o casă cu mai mulți moldoveni. Uh, și îți dai seama, mai vine Ana, care locuiești singurul într-un apartament în Chișinău, da? Unde tu n-ai ca... Nu trebuie să împarți cu nimeni nimic. Nu trebuie să nimic. împarți cu nimic și aici vii și primul bum, asta. Nu, oamenii din casă au fost foarte de treabă, știi? Foarte respectuoși, foarte, dar nu problema e în asta, că putem să fii... Deci crezi că eu nu trăiesc cu mm -hmm. <laughs> Știi? E... și atunci, pe a fost Tak, o baie la mai mulți oameni, știi? Primul, bucătăria la mai mulți oameni, share, știi? Și... eu aveam ocazie deja să ne mutăm. Eu puteam să ne mutăm să ne mutăm deja în doi. Mm -hmm. Dar eu, sincer, pușor, am văzut să prin, mm -hmm. prin tot, să sunt, măcar puțin, cum e aici o leacă viață, stilul de viață, știi? Mm -hmm. Și că nimic în viață nu e atât de... Da, dar și tu așa... Um, o leacă cu, știi, cu corniță, uh, că puteți uh, să-i oferi tot confortul, dar nu, uh, lasă-o să treacă prin toate greutățile. o leacă trecută, <laughs> leac nu O cu... sarmana, e da. o slăbit, era, era istovită de, de putere și de cu care o întâmpinat da. aici. Ei, asta până ce la ea s-a început lucru. că în momentul când a izbucnit da. lucru, s-au da, schimbat dacă toate perspectivele. Și ai deja de doi ani și câteva luni locuim doar în doi, mm. adică tot, tot are timpul său, da. momentul său și așa de frumos, știi? Și deja trăim, nu avem întrebări, tot e, tot e, tot e bine. și. și Merge și tot frumos. ca pe unt. Da, da, A, da. Revenind la activitatea ta, pentru că cu Ana, ne-am lămurit. Cu Ana într-o zi o să vorbesc și eu aici, o da. să-mi povestească ce a simțit ea atunci când Vasile a decis de să-ți arăți ce înseamnă să yes. în fair house, <laughs> să te bucuri de viață și să mă urăști cu inima. <laughs> Dar tu, iată, ce faci tu astăzi? În ce joburi? Pentru că tu ești destul de îndrăzneț da. din câte văd. N-ai -ai probleme să supraviețuiești, să te străduiești, să găsești activități. Ce faci astăzi? Cu ce te ocupi? Uh, ok. Deci, la moment, uh, la mână am trei joburi. Așa. Uh, dimineața mă ocup cu care worker. Uh, Hai să explicăm ce înseamnă Care worker asta înseamnă un ajutor, un asistent, dar nu poți medical, un îngrijitor, grijitor, da? care lucrează cu copiii care au nevoiași, dezabilități, de exemplu, sau ies la primbarcă, sau cu bătrâniei care dimineața trăieau box cu medicină și eu trebuie să am grijă să le dau medicină lor sau să le fac un mic dejun, știi? Și deci dimineața lucrez de, de la ora 7 la ora interesant! Și ei. tu ai grijă de copilașii ăștia sau de bătrânii ăștia, îi scoți la plimbare, da, îi îngrijești, da, le, da, le, da, le, da, îi hrănești, da. ai, vezi să ia medicamente. Da. Păi, wow. mie asta tare foarte mult îmi place. Dar cum te-a dus viața um, în așa punct? Pentru că mi se pare un job cu dedicație maximă sfletească. Bine, vrei să ne ducem înapoi? Vreau să, da, sigur. Păi okay. cum? Adică noi deci, până acum am vorbit pe fotbal deci, <laughs> și acum am vă spune cum? că el are grijă Hai de copii cu crân. disabilități. Deci, când am, am mutat în casa unde am spus, uh, -huh. uh și acum, a, deja cunoșteam persoana care e colegul meu, creștean și acolo mai era o persoană, o pereche. Când m-am mutat, atunci, frumos, în seara aceea am stat, stăteam, am venit, nu, Moldova, cu sticlă de vin, cu Co brânză. Corect. Frumos, cum să scade. Și să minți, și acum, care, apropo, deja am este cu mătru, atunci uh -huh. nu-l cunoșteam. Uh, să minți, și acum momentul ăsta, cred că e ideologia moldovenilor care vin și, știi cum, în Anglia, construcții și nu se mai poate altceva de făcut. Asta e prima sursă care cea mai aduce cea mai mult și e foarte... E, e, e bravo, eu stimez pe oricine, dar țin minte grea. atunci când a venit și a zis că hai, spune, și vrei să faci tu în Anglia a? ca și cum te-a luat așa pe da, picior, da? Da, din Da, prima, da mă, e, sigur. Pe, și, pe, și chiar ai să faci fotbal? Da, football, nu, dar el nu, eu nu știa cine sunt eu. A, nu știa de nu tine nimic? Nu știa nimic, nimic ah, okay. de mine, adică, uh că, că, și, hai, spune, și vrei, și te-a dus pe ei și știi? Și a zis, vreau să antrenie, știi, să mi acum, să răslăm. Știi? <laughs> hai că eu să-ți dau niște scule, cumva, și scule astea, instrumente pentru lucru, și eu să încerc, cumva, duci să fac cardul, CSS-ul, și eu, cumva, să te ajut. Și -a zis, nu, eu să ajung antrenor, știi? Și el așa o leacă. Sau... Vezi cu mătru a lui. Da, știi, deza... Deci trece vreo trei luni, uh -huh. mă duc la antrenament. Spune și la antrenament? Ah, dar și deci ți-ai găsit acolo? Da, ne-am găsit de acum aia, ca unde am spus la Academie. Ah, da, bun, bravo. Dar la, la noi nu ți-ai, nu ți-ai făcut în card. Dus, nu. Mai treci acolo o jumătate de an. Și iar la întremen, da. Deci, deja mă ce mai des. Uh, ideea că am început să antrenez individual, uh, one to one. Mm. Și deja mai des. Și el deja... Mm. Ok. Ok. Că, aha. Cred că și... pățan pațan scazal, pațan zabral s -a da, slava abrana. Da, și luat înapoi. <laughs> acum, cu mătru meu, el se mă cu mine. <laughs> <laughs> Bratan, brata Scrie un comentariu cu metru Maniu. și spune îmi pare rău. Da, dar nu e acum așa cum e. Dar eu te-am motivat pe tine când s-a Fo da, foarte mult mai motivat. Mai bucurat. Mai bucurat. Da. <laughs> deci, și la un moment dat, a pandemie. pandemia. Mm, da, da, da. Da, Uita de așa. Ține minte. <laughs> venit pandemia, a pandemia, s-a închis totul, hotel totul, mm -hmm. nu mai lucra, aveam mai zburau, deci aveam gândul să mă duc acasă. Azi că nu, pur și simplu eu stăteam, dacă din domeniul sportului mă duceam, antrenam singur în parc, adică mișcare. Cum se permitea, că se permitea da, doar așa? doar o persoană, mm -hmm. da. Dintre care se permitea doar așa, dar nu și la Moldovei, Nu uita de asta. Mai, noi am găsit uh, soluții în toate situațiile. Atunci, da. și atunci -și, eu, 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 eu vreau să mă ocup să fac ceva, să întorc un munti uh -huh. doi munti, nu știu cumva, știi? Iarăși s-a activat și... regimul da, de supraviețuitor. Da, da, da. Și atunci eu vreau să mă duc acasă, nu puteam nici cu mașina, nici cu avionul, nimic, tot era închis. Și am mai trecut, am mai stat așa vreo lună, o lună și... -o. Și -o atunci am ceva, s-au mai pus două persoane de 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 -a voi. Și am pus din... Am pus un anunț pe moldoveni, în UK, am spus Cine dorește, predau lecții de antrenament gratis, adică pur și simplu să mă ocupați și am făcut tot din tot sufletul. Așa. Și la, atunci ea nu mi-a scris trei părinți, în privat, am zvenit în privat, ia că eu am un copil de 8 ani, na, na, na. Și copiilor tot le era greu că ei erau tot toți acasă? Toți acasă erau, da. Și sigur seama. că părinții cu mare drag, mai ales pe gratis. Wow. Atunci la primul antrenament am avut doi copii, uh -huh. Să minte, în parc, am luat frumușel, papac. Următoarea antrenament, trei copii am avut. Următoarea săptămână am avut cinci. Peste două săptămâni deja aveam șapte copii. Și până la un moment dat, când a venit o, doamnă în vârstă englezoică, care știi cum vorbesc, ce faci tu aici? Că eu chem acum poliția, nu-ți dă voie, că e pandemie și voi șapte oameni, eu acum... mai Și rebdează când cer scuze, ne-am prăștiat atunci au mai trecut o pauză vreo două săptămâni, între care deja îți voi în grup câte patru, că e tot step by step, știi, era... Da, țin minte. Și atunci mă mă întâlneam tot prin parc. Hai când, domnul Vasile Copice, când, părință, când mai, când mai începem antrenamentele, când mai facem. Și mă înseamnă că ce cererea este. Atunci eu i-am spus, dar am făcut așa vreo trei săptămâni, am făcut gratis, două săptămâni, cât asta, mm -hmm. Dar, din, sincer, din, din plăcere și din că s mă Și pe când am zis, și am zis, dați mă gândesc, și că -am, pun un, ca să fiu eu pe viitor, dacă să mă gândesc în viitor, deoarece, să fiu și eu motivat. Că nu Sigur. pot să fac asta la șans, pun un preț. Dacă sunteți de acord cu prețul acesta, da, nicio o problemă. Și am început deja să iau o, o, o sumă oarecare, da, mm -hmm. de antrenament. Luam de antrenament. Fiecare o oră jumătate durată am început tot aceea. prima mai venit 5 copii, pe au venit 7, prima au venit 8, pe au venit 12. Vineau toți, amestecați, de șase copii cu 10, de 10 copii de ani, uh -huh. știți, și amestecați era. La un moment dat am ajuns undeva la 16 copii. Wow. Între care am că, deci, trebuie să fac next step, trebuie să-i separ. Copiii deci, erau doar Moldoveni? Da, sau? mari uh -huh. par doar Moldovene, uh -huh. da, dar, mergea asta tot din gur în gur și mergea tare. Da, da, ta, da, e că mai, mai duc recomandări, mai vine unul, mai vine altul, știi? Mm -hmm. Și la un moment dat nu, nu îmi plăcea că era un copil de, de 10 ani cu unul de 6 ani, știi? Mm -hmm. Și am zis că trebuie să se apar. Și am pus, de exemplu, de la 6 până la 8 ani o grupă și deja eventiv la celălalt următor, de la 8 până la 11 ani sau că deja altă grupă, știi? Și am început deja cu 16 copii, 20 copii, 30 copii, am început deja 40 copii, am început alt grup să fac, încă o grupă, trei grupe, am început 50 copii, deci am început deja, veneau foarte mult, unde deja nu mai făceam față da, singur. Da, da. Și am încătat deja ajutor care... Alți antrenori. Alți antrenori care să mă ajute. Deci, între timp, eu undeva când aveam de vreo 25 de copii, s-a reluat și antrenamentele unde eu antrenam la club acela. I-am zis că, uite, eu încerc să fac, dar domnul cu tare, tare șmecher a încercat. Vasile, eu vin, eu, hai să ne unim, eu vin, eu, eu, eu răt, unde faci tu antrenamente? Eu vin și îi explic să facem, să creștem Academia noastră, știi? Uh, și eu am zis, că tu singur n-ai nu e așa de ușor cum îți știi? Eu am zis, eu vreau să, dacă ați greșesc, ca să învăț. Okay. Dar cel puțin să încerc îngur ceva să fac care să nu depinde de mine, din nimeni. Adică, și atunci am încercat, m-am gata acolo, am stopat activitățile, am început doar aici să mă focusez ca să revenim la care, că aici am, am scăpat. Când era pandemie, deci nu mai aveam cum să activez, cum să lucrez, doar ieșim cum să alerg. Și între timp am început online că în diferite joburi. Și care acesta activa și în pandemie. Da, deci pentru că, că asta era un om necesar, asta obligatoriu. Asta corect. Cum, da. cum ar fi și medici și tot așa mai departe. Da, da. Și atunci am făcut un curs de o zi, unde și -a de atunci din pandemie, că deja luna viitoare fac patru ani, de când lucrez ca chiar. Și atunci am început chiar și de partea asta. Deci, sunt legat una de alta, fiindcă dimineața fac care, după amează cu copiii. Copiii dimineața sunt la școală, da. nu am ce face, cum, dar ca să fiu ocupat și și plus că bătrânii, copiii, sincer, ei cam sunt, sunt la același nivel, știi? Uh -huh. Sunt ca niște copii, bătrânii sunt ca niște copii. Plus, doar că diferența este că bătrânii au niște experiențe de viață care, iarăși, cum îmi place să vorbesc, uh -huh. află atâtea istorie și atâtea lecții de viață, știi, care pe tine te motivează, pe tine te educă, pe tine te îți dau niște informații care, tu dacă le cum trebuie, te ajută și în viață mai departe, știi? Uh -huh. Și atunci, of, combin dimineața, fac chiar după masă copii. Și am ajuns la... Câți dez... copii ai acum în grupul La moment, deja activăm, un, am să învârtesc undeva în Academie, undeva de plus-minus 70 copii. Wow! Deja nu mai sunt doar moldoveni, N -n, sunt nu. sigură. deci, deja, în mare parte, cam hai să spun, 70% sunt totuși ai noștri. noștri, unde activăm, suntem cinci antrenori deja, hmm. da, cinci antrenori, antrenori de portar, antrenori calificați, care și Moldova a fost, desigur, de foști jucători din nivel profesional, n-am luat, pur și simplu, la întâmplare, foarte greu să găsești, eu mă bucur că i-am găsit și da. îi mulțumesc pentru asta e foarte greu să găsești. Tot, tot era singur, tot era... E mult și cu părinții nu e așa de ușor să, să, să și să lucrezi. La moment activăm într-o ligă, Sunday League, într-o ligă de grassroots, unde copiii activează, suntem, am cinci echipe de, de, diferi, de vârste diferite, unde acolo avem șansa să ne arătăm potențialul. Uh -huh. Pot spun că facem față cu capul sus acolo. Deja vreau să ne schimbăm în liga. Vreau să ducem în liga mai sus. În liga aceasta copiii au posibilitatea... Uite, sincer îți spun, eu nu fac pur și simplu ca să, să mă îmbogățesc sau nu fac... Eu am un scop oarecare. Cum am mai dat, am mai dat vreo două interviuri în Moldova. Eu vreau să văd totuși primul Moldovan în Premier League. Uh -huh. Asta înseamnă, Premier League, asta e liga englezească de fotbal, unde la mine ăsta e scopul, A -a -a. Să nu. Deci înseamnă că noi trebuie să creștem. Uh -huh. Și asta e scopul care te motivează și mai mult. Să aduni mai mulți copii, cât mai mult concurența ai mai mare, cu atât mai mai rapid crește. Da? Și, și te faci vizibil? și Te faci vizibil, da. La moment pot să... Deja am trei ani jumate de când Academia este deschisă, Baza Academy, apropo, am dat un... Noi un, o să lăsăm mai jos în descriere. Un, un nume, Baz, dacă știi în engleză, înseamnă... Sunet. Un sunem Z, și plus Buza mi familie, și am combinat, ah, știi? Okay. Este leac așa, interesant. Deci, avem în liga aceea, avem șansa să copiii să fie văzuți de scouter. Cine sunt scouteri? Scouter asta e un fel de agent de fotbal, care oameni responsabil de căutarea copilului și de promovarea lui. În ce zona Londrei activați? În, caz în caz Estul, că... estul Londrei. Est? Da, în Newbury Park, zona Newbury Park. <laughs> deci, lângă casa mea. Lângă casa ta, da. <xem> e, cum se lucrează aici? Și de, 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 ce eu spun asta? Fiindcă eu nu fac pur și simplu pentru a fi făcut. Da. Da? Deci creăm condiții, nu pot spun că lucrăm la cele mai înalte condiții, dar uh, sufletul nostru și profesionalismul nostru uh, depășește orice alte limite, știi? Noi ne intrăm pe sezonul de vară, noi intrăm în porculeță acolo, așa e, de, e bine, e tund iarbă, atât frumos, uh -huh. și am așa un, un moto, știi? Uh, uh, din parc, în Premier League, știi? Așa vreau să... Wow, și de fain! Da, care, adică să arăt că se poate... Numai deci să denumești să... calea echipelor tale care vor ajunge în Premier League, tu o să ai un, un motou. Păi... Din parc, în da, Premier League. Da, Super, îmi pare da. tare fain. Și în asta te, te faci să gândești. Adică ideea, ideea care se poate oriunde de făcut, indiferent unde te afli, nu numai că trebuie să ai condiții maxime ca să faci fotbal, știi? Uh -huh. Și pentru asta noi demonstrăm prin fapte. Uh -huh. Și ca să spun un mic paranteză, spre exemplu, în mai anul acesta o să avem primul copil moldovan, apropo, care va semna cu West Ham. Deci West Ham... Da. El a fost sortat de West Ham, a fost uh. la ei a, a fost la ei în în preselecție, a trecut preselecțiile, să înțelegi copilul acela vine de la 3 ani, acum are 8 ani, de, 5, la, de la 5 ani și jumate, da? de la 6 ani, în fin, acum el este, în mai asemnează West ham pe el, și atunci deja noi și arătăm că putem, nu doar vorbim. Alți copii au fost uh, uh, selectați de Arsenal, care încă nu uh, dar este. Deci avem, avem unde crește și avem ce arăta și demonstra. Și asta doar datorită muncii. Și te simți mândru. Da. Adică eu, mie mi-au dat lacrimile, pentru că mi se pare că uh, eu mă pun în pielea acelei, acelei mame sau părinții a căror copii ajung datorită la așa oameni ca tine, la așa rezultate, mi se pare fenomenal. Adică, nu știu, chiar nu știu cum simți tu ca antrenor în sufletul tău asta, dar eu, iată, ca uh, om care am ascultat ce ai zis, m-am emoționat la maxim. Mi se pare un rezultat deci, extraordinar. Aici e și mulțumit părinților, în mare parte. Uh -huh. Părinții, dacă se dedică, dedicarea părinților, dedicarea antrenorului, pasiunea copilului, se face așa un tort frumos, știi? <hî>. Și cred că potențialul este. Acum, săptămâna trecută, chiar am avut tot un copil doar 5 ani jumate uh, a fost uh, deci, selectat de scouter de la Chelsea. Asta e unul cele mai mari academii care a fost chemat la... Deci, ei sunt pre-academy. E abia, deja, el așa de talentat, dar el um, la 3 ani la mine. Deci, un, ei sunt Și ei, e așa o pasiune mari și așa e dedicația părinților, eu încă n-am văzut, știi? Și atunci, lor le-a plăcut, l-au selectat și el te pune, deci acum așteaptă să-l cheme din nou, un tu ai deja sub monitorizare de la Chelsea. Și tu când crești, deci ești poate semnat contract la 8 ani. Până la 8 ani tu ești sub monitorizare, ești pre-academie, te gătești, da? da? Și atunci, cum am spus cu West ham deja în mai îl semnează, deja i-a dat acordul, poftim, îl semnăm, ea nostru deja. Și atunci, Ce înseamnă pentru un copil semnarea contractului cu astfel de cluburi de fotbal? Deci, care i perspectiva? Eu am să trebuie să cât de sincer pot. Asta practic înseamnă că e demonstrat undeva științific deja, da? Doar un procent ajung fotbaliști unde prins milioane, da? Deci asta practic la modul, la modul teoretic e foarte, nu automat e frumos, sună foarte frumos, sună tare bine, West Ham e un nume, deja acolo merg alte E clar, dar asta înseamnă oricum o perspectivă, nu că da, zi, da, să da, ajungi da, să... fotbalist, să faci milioane, dar cel puțin să ajungi un fotbalist. Da, păi, Bun. A, acolo este, dacă tu treci de Academia lor, tu deja ești asigurat pe jumătate de viață. A, asta e, asta da, vreau să zic. Pur, Asta și scopul meu pentru a da câți mai mulți copii la un nivel cât mai sus de aici. Știe? Deci să redai și... lor ceea ce n-ai avut tu mulțumesc. Așa? Da, da, Asta, asta e... Eu știu unde eu poate am... Unde cine am ajuns eu fotbalist atât de mare, știi? Și atunci când înveți, faci rețeta, știi? Și atunci încercăm noi să facem, să dăm mult mai mult a altor copii, care de fapt ei sunt viitorul nostru. Uh -huh. Și când vezi un copil cum învață, prin mulțumită dedicație ale antrenorilor, că nu sunt singur, nu pot vorbesc doar de mine acum, cum învață, când, duce într-o ligă care jucăm și îi bați 10-0 sau 2-1, nu are importanță, dar dacă însușești ceva și plus el este selectat, ia vin scout zic că eu îl chem pe celă sau pe și atunci asta e cea mai frumoasă satisfacție, cred că. Mm -hmm. Da, și ceea ce ce îți dă ți ție puteri și aripi să vrei mai mult și mai mult și să aduni copii mai mulți. Fiindcă fotbalul și în general sportul e concurență. Și aici este un alt, un alt moment care eu încerc să-l la părinți. Uite, vine părinte la mine, da? Și cum copilul meu? E bun? Prima mea întrebare este, care scopul că-l aduci? Păi să aibă ocupație, și Sau, păi să ajung un fotbalist. ok, atunci, dar trebuie să privim lucrurile altfel uitați Uitați ce putem da noi. Noi, practic, dăm aici o educație care, prin sport, noi educăm copil. Da. Deci, prin sport, noi îl facem să fie mai responsabil. Prin sport, noi îl facem să fie mai ager, da? să gândească, trebuie să gândești, trebuie să iei decizii rapide. Dar prin sport, care este fotbal, de fapt, prin fotbal, o să lucrezi în echipă. Noi atâtea calități care te ajută în viață, le dezvoltăm, că e, cei ce m-au dezvoltat pe mine eu încerc să transfer mai departe. Uh -huh. Fotbalul mi-a dat prieteni, mi-a dat metri, mi-a dat zic, sport și căi, știi? Și asta încerc să zic că e sănătos în primul rând. E sport, e sănătate. Și atunci nu e greu de convins când nu vorbești din suflet, știi? Uh -huh. Și simplu. ce înseamnă să fie bun? Că până la urmă această abilitate de a juca fotbal se antrenează. Ea se Trebuie corect. timp pentru cineva, cum ai spus tu, într-un moment dat, că la cineva funcționează mai rapid creierul, la cineva viteza corpului, la cineva puterea da. corpului. Așa e, copiii au nevoie de timp. Nu da. întotdeauna se întâmplă da. așa. Hai. Da, foarte corect. Dar să nu uităm. Deci eu încerc să privesc deja lucrurile din o altă parte, știi? Mm -hmm. Și în viață eu, eu am fost un, sau cel puțin eu vreau să cred că sunt un om onest. Și atunci, când vine un copil la noi, eu vreau să-i dau programa noastră, da? Sau care, uite, eu nu-ți promit că el să ajung fotbalist, fiindcă asta e realitatea. Cum am mai spus, doar un procent ajung. Da. Dar eu, în schimb, pot să promit că-ți dau niște, niște calități care vedem să l ajute în viață. Hmm? Și credeți-mă că dacă vă duceți și întrebați părinții sau intermediați, cum, da, luați un interviu de la el și opinie, nu să simt rezultatele. Uh -huh. Și din fotbal, și din calitățile care duc către da. viața de om. Tot Așa asta. cum cândva mama ta ți-a niște abilități. Da. Exact aceeași. Tu faci da. asta cu copiii tăi, da. zic că sunt ai tăi pentru că cu siguranță ai o atitudine și o căldură da. aparte față da. de acești copii. Da. Mai făcut și pe mine să vin acasă azi și să întreb pe Damian și Matei dacă poate vor să facă fotbal? cine știe, poate devin și ei elevii tăi. Why not? Cu, cu mare drag sunt... Noi avem grupii, deci de vârste diferite. Sunt pentru începători, sunt pentru mai avansați. Uh -huh. Acum se formează încă o grupă nouă care alți de altă vârstă. Știe? Deci fiecare și are locul său în Academia. Deci academeia. niciodată nu-i târziu? Oricând copilul poate veni la formă? Da, deci de la 5 ani până la 13 ani noi avem grupe, da? Okay. Și atunci uh, sunt deschis, avem, uh, jucăm cu orice vârstă, avem under-14, jucăm în ligă de-asta, vârsta de 13-14 ani, uh -huh. under-7, care sunt copii de 6 ani, uh, și toate nu vârstele. Nu-mi imaginez cum ei joacă, doamne, eu aș vrea să văd asta. Uh, Crede-mă că, uh, mai sincer, fotbal ca la copii ăștia de 7-8 ani n-ai să vezi. Da? Care unii ei atâta dacă să-l dai și o -a cu apă, ei nas, ia să duc, lupte, ei, în un fotbal sincer, tu, când vine câteodată sora mea să mai uite, vine soția să uite, știi, dar nu place să mai tare la ăștia de șapte, 8 ani, de clasă de 13 ani, că de acum acolo e tactic, gândești, da. trebuie să analizezi. Dar aici Minja, poarta și Dacă mai știa, da, și un pas o combinație perfectă Buburile. și atunci spunește, spunește ceva frumos. Ce investiții trebuie să fac părinții în Că, clar, maturul, deja fotbalistul matur când crește, el poate să-și permită deja să-și cumpere singur echipament și așa da. Care sunt investițiile minime? E ca minim pachet care trebuie să aibă un copil care să poate să vină la antrenamentele de fotbal? Minimul pachet asta când mă sună părinte zic că domnul spuneți vă rog, în ce vin îmbrăcat? Mm -hmm. Eu de ce sugerez la primul antrenament să vină cel mai leger sport ce are în casă. Adică Așa. să nu se, să nu se gândească să se ducă acum și să-i cumpere Iaca, ca mâine la antrenament, hai să cumpărăm echipament. Asta e, asta e deja greșit puțin, fiindcă Copilul vine prima dată, el nu știe, a să-i placă, n-a să-i placă. Apoi tu dacă e, e luat papuși de fotbal și nu-i vine și nu-i place, atunci trebuie să faci că e gata. Nu-i mai folosești, da? Și atunci vine, spuneți, vă rog, veniți, primul antrenament, în primul de este gratis mereu, vi analizăm cum îi place, cum se acomodează copilul, știi, sunt care se acomodează mai rapid, sunt care se acomodează mai încet ușor. La fiecare e diferit. Uh -huh. La fiecare e diferit și cu fiecare suntem diferiți. Adică, depinde de situație. Dar, în cel mod normal, cel mai lejer costum sportiv, cel mai ușor e papuci care de sport primi fiecare. Și deja, după o perioadă de câteva antrenamente, o lună, hai să spunem, da, noi deja propunem echipament uh -huh. care, da, deci eu n-am la moment sponsor, poate să suit vreun sponsor și dorești cumva să investească, este welcome. Deci, la moment, tot părinții să o achită o taxă lunară și de sigur, pe echipament. Care echipamentul, dacă le iei, acum, să ajunge pe 2 ani, la sigur, adică așa. depinde cum crește copilul, știi? Uh -huh. Și atunci, deja procurăm echipamentul, îl gătim, depinde iar de, de abilități copililor, îl gătim la cuiva trebuiește 3 luni, cuiva, jumătate la cuiva, mai puțin, și deja când îl gătim, încercăm cumva să joace toți copiii de toate nivelele. Da, deci avem, acum să facem două echipe, de exemplu, de under 10, unde să fie A și B, ca să joace majoritatea copilor, că în această grup sunt mai mulți copii și atunci mai buni îi băgăm în prima grupă, care ceilalți care abia au venit și încearcă, dar totuși le trebuie practică, îi băgăm. Deci încercăm cumva să să-i punem în competiție pe toți. Căci deci, viața totuși e o competiție, știi? Da. Și trebuie să facem. Și prin mecire se dezvoltă și cresc și, și tot așa mai departe. Deci investițiile chiar... Cred că cea mai mare investiție asta e timpul părinților. Timpul părinților. Care la noi... El, el lipsește de obicei și să spun sincer, de obicei e că noi n-am putem veni o lună, fiindcă eu la lucru termin la ora șapte și nu reușesc. Și eu, eu, încerc o zi, dar depinde mult de, de relația mea cu părinții. dar știi? întrebarea mea e simplu. Spuneți, vă rog, pentru ce azi ne a zis în Anglia? Adică, știi, răspunsul e simplu, pentru copii. Mm -hmm. Păi atunci copii stau acasă, în, în, în părinții lucrează și care... Unde e dezvoltarea? Unde dezvoltarea, cu ce dezvoltăm, știi? Mm -hmm. Adică și de asta își spun că când, acel părinte care cu Esham el sacrifică, el lasă lucru, da? El lasă tot să rupe în 3 în patru, dar copilul trebuie să vină la antrenament. Da, da. Și de ce este așa o vorbă? Dumnezeul fotbalului, da? Te răspătești. Cum și Dumnezeul nostru zi cu ne răspătește. Și atunci nu n ai cum. Orice, orice, pentru muncă este o răspată oricare. Și atunci mă... Sau că mi-a să dat un părinții tot așa interesant, că iau adrușca asta mea îmi spune că la tine e scump, știi? Tipa, da, vine weekendul la grătas, de acolo ațălire, nu-i scump, știi? Și aici, uite, sunt niște momente de, de mentalitate. Priorități. Priorități sau să dai la copil pe o lună de zile cât poți cheltui într-o zi. Știi, nu se leagă. Adică dar e fiecare decizia lor, care eu n să judec niciodată, știi? Dar eu, eu, eu sunt eu dedicat și pasionat față de fotbal și eu încerc să fac maximum scot maximum din, din copilul cuiva, știi? Să scot maximul ce ține că vine să-l să să-l deschid, știi? Să fie mai încrezut în el, să fie, să, și nu uităm desigur să dăm și o pasă bună și tot așa mai departe dacă e fotbal mm -hmm. de fotbal. Și deja la cui dat, dar sunt sigur că a treacă ani și, și un loc de bună ziua la fiecare copil el a să fie, știi? Da, cum? Niciodată nu o să uite copiii despre tine. Asta e deja e clar ne, că noi am. suntem mari și cu siguranță să minte cine au fost primii antrenori da. în viața noastră, Traineri, trainer și cu cine am învățat și învățătorii și tot așa mai departe. vreau să menționez că suntem totuși un, un club tânăr. Mm. suntem până când pe piață unde s-a dus acum tot la... A fost un părinte la selectat, cum am spus, la Chelsea și fiecare întreabă tu de unde vii acolo? De la baza academia. A, și vin tata lui și spune și acolo de acum te știu. Adică, știi? Așa, zic, da, da. Adică în trei ani tu deja reușești să ți cunoască estul Londra, știi? Deja și în vest, deja aud de la baza academy știi? și nu mai spun la nimeni, numai la soție, dar eu o mândrie pentru da mine. Dar sigur stai. că ar trebui spui să spui. Cum între, să nu? În trei ani deja, baza Academy, baza Academy, că e foarte Cum să nu? Dacă și... în trei ani ai așa rezultate, îți imaginezi ce o să fie în șase? Da, în da, Că eu sunt sigură că peste câțiva ani noi o să auzim de tine și de rezultatele tale, pentru că cu perseverența ta, cu dorința ta de a face, de a realiza acel vis a unui copil din uh, Cantemir, corect? Foarte corect. A, tu o, sunt sigură că ai să, ai să reușești. Eu am avut o plăcere să discut cu tine și îți spun, mai pus pe gânduri și pe mine, că probabil devin și eu mama aceea care va, își va aduce băieții la antrenamente. Pe final vreau să te întreb o întrebare clasică, standardă. Ce înseamnă pentru tine cuvântul acasă? Și unde este acasă pentru tine astăzi? Pentru mine acasă totuși este cantimerul. Uh -huh. am norocul poate da, cred că mă socot încă la momentul norcos părinții sunt acolo am o parte de prieteni acolo uh -huh. și pot socoti aici unde sunt tot acasă, aici tot deja mi-am făcut un cerc de sora mea aici da, parte de familie soția mea aici cu mă am deja, am o mulțime de prieteni și plus tu faci jobul tău de viață. Și atunci... Ai două case. Am Aș două rupă. case care sunt foarte mult la ele și chiar mă duc peste două zile în Moldova, tot mă duc la fel de emoționat când vin Moldova în Anglia, știi? Uh -huh. Și acasă e acolo unde unde sufletul tău simte, simte calm, simte cald, simte, cred că lângă persoanele, dar la mine, cum am zis, spus două case. Eu mă simt bine și acolo, mă simt bine și aici. Și asta e foarte, e o senzație foarte frumoasă. Mulțumesc! Cu mare drag! Da, și Noi avem tradiție, noi cu toți ne îmbrățișăm. Ca un semn de că suntem dintre aceeași țară. Păi.